Salut, și bine m-am regăsit la un nou episod din Minecraft Single Player. În episodul de azi vreau să vă arăt o chestie, dar era un spawner pe aici și este și fratele meu. Wow. Da, dar nu intră pe mapă. Nu știu... Am intrat, dar m-a scos. Da, nu știu unde era un spawner, am găsit un spawner pe ele și vreau să vi-l arăt și vouă, dar nu l-am mai găsit, îmi cer mii de scuze, dar cred că este pe aici, pe undeva, nu sunt și nu pe aici jos, pe aici de, pe jos. Ah, pe acolo, pe sus, gata, am înțeles. Ce mai ești aici? Tu cânti? Nu știu, da, pe aici. Ok, îmi pare rău că nu l-am mai găsit. O să îl mai caut eu, dar nu în episod. O să-l caut mâine. Dar în episodul de azi, măcar o să vă arăt ce am primit de la el. Deci, am primit gold, aceste trei, pânza. Ui, e bine, putem să facem încă lună, pentru că, cum ați văzut în episodul anterior, am încercat să-i fac casa prietenului. Auzați? Așa, cartea asta, Fire Protection 2. Music disc și iron. Iron. Ok, ironul ne ajută foarte mult. A, și gold. Și așa am mai găsit. Dar am mai găsit și diamante după aia. Da. Poate se găsea. Și diamante. Cui nu știu. Care îți plac? Și diamante și ironul? Să fiu sincer, mai mult iron. De ce? E mai drăguț. Mai frumos arată. Și piatra albastră, dar mai mult ironul, n-am mai văzut niciodată fier așa. Nu știu, lapizul față de culoare de ăla, cum se numește, de diamant e mai închis la culoare, sau nu știu. E mai închis sau... E mai închis sau... Ha, da, e mai închis. Care te ajută mai mult? Eu zic că diamantele. Nici una, nici alta. Și goldul. Cu ce? A, dar stai că goldul e cel mai rapid, chiar dacă se duce cel mai repede. Nu știu de ce se duce așa de repede goldul. O să craftăm o sabiuță de diamond. Da. Pe bune, chiar am diamante. Bine, dar a zis Ganicus într-un video să nu-ți folosești niciodată goldul pe unelte. A zis Ganicus și eu trebuie să-mi iau după Ganicus. Nu. Bine, dar da, băieți, eu să găsesc ieșirea. Ok, am revenit. Am mai luat eu niște din astea să punem alți abonați. Nu mă lasă să scriu cu literă mare, stați puțin, băieți. Bine. Ok, haideți să îl dărâmăm și să-l luăm iarăși. Pentru că nu știu ce are, aparent. Deci, haideți să dăm pe... Nu îi lăsă. A, așa. Nu. Bogdan. Bogdan. D. Guduleasa. G. D. U. L. E. A. A, stați, pe el îl cheamă altcumva. Numele contului trebuie să-l scrii. A, numele contului. Da. A. Germinia. Guduleasa. Da. Așa și după
asta este... Nu ai un pic. Ok, am revenit. Deci de-am pus și abonatul ăla. Hai să mergem și în Nether. Nu mai mergem. Da. Chiar nu știu ce să mai facem. Hai face. Să mergem în Nether. Eu nu mă duc. Eu da. Bine, ok. Avem nevoie de niște frunze pentru că mă gândesc eu la un ceva, dar la o căsuță în copacel. Nu o căsuță, unde să ne mai... Auzi, mi s-a întors ecranul. Unde să mai ținem și noi chestiile. Dar nu știu... A, gata, am găsit. Niște frunzulițe. Mamă mia, dai, nu avem. Noi suntem bogați. Noi suntem români. Mergem aici pe vest să pun. Păi și chiar, eu cu abonații suntem băieți pe băieți șefi în asta. Da, acum ne urcăm. Punem noi. Aia. Cred că o să... Ok. Haideți să mai punem aici. Și de un... Haideți să mai luăm niște... Oh, nu te apucare. De care? De schelete? De Wither. Wither! Mie mi-e frică de Wither. Păi veni și mă atacă pe la spate. Aaa, nici mie nu-mi place când fac asta. Băieți, vă place când mă atacă un Wither. Mi-am două vieți și jumătate. Două! Și care detest eu cea mai multă parte la Wither. Nu că dau mult damage. Și că dau cu poțiunea aia. Păi da, și aia am stricat totul. Dar nu știu cum... O fac, adică... Și mă mai enervează. Că dacă îi bagi în foc, nu mor. Așa. Să o luăm pe asta. Punem noi așa. Ok. Arată destul de drăguț. N-am ce zice. N-am ce comenta. Ok, haide să punem și... Ăsta. Da, este foarte frumos. Mai mergem? Haideți să astupăm totul. Mi-e frică că nu avem o surpriză. Dar n-are cu nimeni să se mai cățere aici. Ok. Așa. Am putea să ne mai ducem. Să mai luăm frunze. Haideți pe aici, nu se mai poate prea pe acolo. Gata. Revin eu după ce o fac. Ok, mi-am făcut și un anvil. Ai nevoie de 3 cuburi de iron și încă 4 bucăți. Haideți să luăm un name tag. Să punem un nume. Cui? La animale. La asta vreau să spuneți. Ce nume punem la animăluțe? Scrieți în comentarii imediat. Da. 1, 2. Cred că revin după ce îl caut. Ok, acum aștept cu numele. Haideți, ce nume punem la... Nu știu. Cățel la animăluț. Scrieți în comentarii și... Ce scrieți? Cum îl punem? Eu zic să-l punem... Habar n-am. Toto. În episodul următor o să punem... Spuneți în comentarii ce o să punem numele. Ok, cam atunci cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonajul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!